Alina a mers astăzi să voteze alături de întreaga familie. Este de părere că trebuie să-și facă datoria de cetățean și să se implice în viitorul țării sale, pentru a ajuta la construirea unei societăți mai bune pentru toți, inclusiv pentru persoanele surde. Eu am venit să voteze pentru că a simțit că este important votul lui și că ar vrea ca țara lui să fie la fel pentru toate persoanele surde sau care aud. Votul lui este important pentru orice persoană auzitoare sau surdă. Este datoria lui să facă ceva pentru a schimba România. Își dorește ca autoritățile să acorde mai multă importanță comunității persoanelor surde. Alin își dorește să nu fie judecat pentru deficiența sa, ci să fie apreciat pentru ceea ce este, un om cu potențial care vrea să contribuie și să facă lumea mai bună. Autoritățile ar trebui să facă ceva pentru integrarea persoanelor surde în societate, pentru că, de exemplu, pot face cu soluții foarte simple să rezolve mai multe probleme. Existența interpreților în limba semnelor pentru toate instituțiile publice, educație accesibilizată și să facă mai mult pentru sistemul de sănătate, să țină cont de nevoile persoanelor surde. Alin Firu a reușit o performanță la nivel național. Este primul surd care a fost admis la actorie la Universitatea din Craiova.